Salut, prieteni! Eu mă numesc Oancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt un rezultat legat de plantarea unor cartofi într-un cazan, într-un bidon, butoi din acesta vechi. Am pus în primăvară gunoi și am îngropat câțiva cartofi deja încolțiți. Hai să vedem ce a rezultat. E o idee să putem folosi astfel de cazane, bidoane, cum vreți să le spunem. Bineînțeles că trebuie udat din când în când și ținut oarecum la semiumbră, deoarece se încinge tabla. Eu l-am mai sub un piersic pus. Jos l-am găsit. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Mai mari și mai mici. Ia uitați. Deci din 5 cartofi, 6, nu știu câți am pus. Uitați câți au rezultat. Da. Vă mulțumesc. Dacă ideea v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Cred că nu mai sunt. Au rămas din ăștia mici și ăștia n-au nicio valoare. Da. Mai buni. Mulțumesc frumos!